Oameni buni, sunt extrem de încântat că aparatul meu de fotografiat a fost reparat de către Sony. Până acum am împrumutat un Nikon D7100 de la prietenul meu Sorin, căruia îi mulțumesc, iar acum este momentul să schimbăm aparatul foto și să ne reluăm activitatea obișnuită. Spuneți-mi voi în rubrica de comentarii dacă sesizați vreo diferență. Acum, haideți să schimbăm aparatul foto. Oameni buni, pe cât de surprinzătoare, pe atât de incredibilă și ciudată este următoarea afirmație. Simplu fapt că astăzi suntem ceea ce suntem, că oamenii au evoluat și societatea este atât de complexă în zilele noastre, se datorează berii. Știu, este șocant și pare de necrezut, dar această afirmație este o dezbatere academică încă din anul 1952, când arheologul Robert Braidwood a descoperit într-un sit arheologic est meridian dovada că procedeul fermentării cerealelor datează din era neolitică, acum aproximativ 13.000 de ani. Ceea ce afirmă omul ăsta și dovedește prin descoperirile sale este că oamenii din neolitic au început să înțeleagă ce este grâul și orzul sălbatic și să-l exploateze. Se pare că înainte de a face pâine, au făcut bere, producând un fel de terci din cereale strivite și amestecate cu apă, pe care îl lăsau la fermentat. Procesul este unul foarte similar cu felul în care se obține berea și teoria lui Braidwood, deși controversată, este încă în vigoare și în prezent. Oameni buni, în clipul de astăzi, la sugestia lui Victor Rusu și inițiativa care pare că este susținută de mai mulți, așadar, eu v-am ascultat și spre surprinderea mea am aflat lucruri super interesante despre bere, mai ales că, așa cum a fost ea descrisă în antichitate, este un medicament înainte de a fi o băutură socială. Și dacă stăm bine și ne gândim, încă mai este, nu? Dacă te-ai abonat deja la canal, foarte bine, rocul n-a murit, dar dacă ai ajuns aici întâmplător la recomandarea unui prieten sau ai auzit că vorbim despre bere, apasă butonul de abonare sau atinge clopoțelul sau plămânii de aici, fiindcă nu poate trece viața așa pe lângă tine, fără să afli despre un nou episod din invidiatul și înainte mergătorul, deschizătorul de minți și suflete al tuturor vremurilor, unicul și necontestatul, așteptatul și nemaipomenitul show de pe YouTube, Medicina Explicată cu Radu. Totul pare absolut logic, fiindcă omul preistoric, după o zi grea la serviciu, alerga de colo până colo în căutare de iepuri și mamuți, fără mașină, internet sau semnal la telefon, ajungea seara în peșteră și după ce era certat că a intrat murdar în sufragerie, inventa ceva și ieșea cu ceilalți băieți să verifice butoaiele cu terci de cereale, să vadă dacă s-au transformat în pâine. Și bănuiesc că, din spiritul conservator al omenirii, s-au gândit să nu arunce zeama aia de fermentație, ci mai bine să o bea, că e păcat să se piardă. Amuzant sau nu, aș vrea să punctez următorul lucru. Faptul că oamenii au descoperit și ulterior au început să se preocupe de cultivarea cerealelor și stocarea lor a constituit momentul începutului de organizare în comunități și începuturile clare ale agriculturii. Tocmai datorită acestui fapt, arheologii sugerează că oamenii preistorici, neștiind ce să facă cu cerealele, dar încercând să le consume sub orice formă, au descoperit și fermentația lor și astfel au rămas împreună la încă o bere și gata, și când au ieșit din pubul preistoric, în jurul lor era 2019. Asta pățești dacă bei nefiltrată. Așadar, atunci când te simți vinovat că ai întârziat la alegerea culorilor franjurilor de la covor și nevastă-ta a fost singură la târgul de antichități sau la strângerea de fonduri pentru salvarea maimuței siberiene, nu te teme să spui că ai băut niște bere în plus cu colegii tăi, fiindcă de fapt ai făcut o cercetare științifică și te-ai conectat la nivel molecular cu strămoșii omenirii, îndeplinind un ritual vechi de milenii, băutul de bere. Prima documentare a berii apare în China acum 7.000 de ani sub denumirea de cui. Însă, în mod absolut surprinzător, chinezii puneau orez în procesul de fermentație. Ce să vezi, de unde le-a fi venit ideea asta? Berea, în forma aproximativă pe care o cunoaștem și astăzi, a apărut sub formă de rețete scrise în Mesopotamia acum 6.000 de ani. Obiceiul la acea vreme se pare că era ca berea să fie băută direct din vasul de fermentație cu ajutorul unor paie făcute din stuf și reprezenta un fel de socializare așa în rândul oamenilor. Toate aceste descoperiri au dus la un consens mondial în ceea ce privește utilizarea fermentării cerealelor și fac afirmația de mai înainte. Înainte de pâine, oamenii au făcut bere.
Foarte adevărat. În diferite colțuri ale lumii, dovezile civilizațiilor umane preistorice arată că în funcție de specificul zonei, oamenii fermentau cerealele pe care le aveau la îndemână. În America de Sud, porumbul, în China, orezul și în Orientul Mijlociu, grâul și orzul. Această afirmație este susținută și de profesorul de botanică Jonathan Sauer de la Universitatea din Wisconsin, care afirmă că toate dovezile arheologice arată organizarea omului preistoric pentru a fermenta cerealele mai degrabă decât pentru a le procesa în vederea obținerii făinii și ulterior pâinii. Treaba e clară încă de la început. Încă de la începuturile civilizației umane, adică marea majoritate, umblau bezmetici cu berea în cap într-o petrecere continuă de mii de ani, un fel de Oktoberfest la nivel mondial. Cele mai multe rețete de bere aparțin însă papirusurilor egiptene, civilizația din Egiptul antic având un respect deosebit pentru această băutură. Există dovezi asupra faptului că decizia începerii procesului de fabricație în fiecare an era un proces ceremonial, faraonul însuși dictând momentul de start al producției de bere și orele de distribuție. Muncitorii care au lucrat la piramidele din Giza primeau o rație zilnică între 4 și 5 litri de bere, care servea atât ca nutriție, dar ajuta enorm la hidratare. Citind despre toate astea, îmi dau seama că nimic nu s-a schimbat de peste 3000 de ani. Faraonul făcea o piramidă și automat trebuia zilnic să aducă muncitorilor bere și țigări, să verifice dacă au zidit drept, dacă au grijă de scule și dacă iese bucătăria piramidei suficient de încăpătoare. Rețeta berii, așa cum o cunoaștem astăzi, a fost îmbunătățită și completată de călugării din Evul Mediu. Practic, fiecare mănăstire avea câte o berărie și un călugăr maestru berar. De-a lungul Evului Mediu, rețetele din mănăstiri au suferit numeroase modificări. Călugării, adăugând tot felul de ierburi, rădăcini, flori în procesul de fermentație, însă în mănăstirile din Germania de astăzi, în jurul anului 1150, a fost introdus pentru prima oară hameiul în procesul de fermentație. Și acest ingredient a devenit rapid foarte popular. Povestea asta merită spusă, fiindcă rădăcinile religioase și mistice ale berii au făcut ca băutura aceasta atât de populară să fie a treia cea mai băută după apă și ceai și a fost binecuvântată de către papă. În secolul al XVII-lea, călugării Ordinului Paulaner din Germania, îmbunătățind rețeta de bere și observând cum nu se pot abține de la a bea cantități din ce în ce mai mari din băutura divină, care, spuneau ei, îi ajută să comunice cu Dumnezeu, na, cred și eu, s-au gândit că în perioadele de post ar fi o idee bună să renunțe de tot la mâncare și să-și hrănească doar sufletul cu bere. Această idee, desigur, trebuia aprobată de către papă. Ca drept urmare, au încărcat în căruțe câteva butoaie cu bere și le-au trimis la Vatican pentru a obține acordul papal. Problema e că au trimis berea în mijlocul verii și pe drumul de la München la Roma, care a durat aproximativ o lună cu căruța, berea zdruncinată de calitatea slabă a autostrăzilor germane de pe vremea aceea și în permanență încălzită la soare s-a stricat. În momentul în care a gustat, papa a găsit băutura dezgustătoare și desigur a aprobat consumarea ei lăudând sacrificiul călugărilor de a bea acea îngrozitoare licoare în timpul postului. Desigur, timpul a trecut, papa a ajuns într-un final să guste adevărata savoare a berii mănăstirești, dar de peste 400 de ani niciun papă nu a contestat consumul de bere. Deci, e ok. Ce face bine berea pentru organismul uman, vă întrebați de câteva minute, probabil. Ei bine, ca orice băutură obținută pe cale naturală, în mod cert nu face rău, dacă este consumată în cantități rezonabile, spun experții, de maxim 750 de ml odată la 3 zile. Cum și experților ăstora le cam place berea mănăstirească, cel mai probabil nu vom ști curând dacă aceasta este cantitatea corectă, universal acceptată și normală. Berea conține alcool care se degajă din fermentația zaharurilor din cereale, deci nu poate fi consumată de persoane cărora le este interzis acest lucru, cum ar fi copiii, minorii sau persoanele bolnave. Berea este o băutură acidă și deci nu este recomandată persoanelor care suferă de boli ale stomacului sau tulburări de tranzit intestinal. Însă există cel puțin 10 motive pentru care berea este benefică sănătății omului și le voi detalia în cele ce urmează. Numărul 1. Într-un studiu publicat în 2006, cercetătorii americani de la Institutul Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism au pus în evidență faptul că dacă bei bere într-un ritm moderat, riscul de accident vascular cerebral și deces de orice cauză cardiovasculară, infarct, tromboembolism, etc., scade cu până la 40%. Așadar, consumul de bere te scapă de o belea, ceea ce nu te scapă de bolile de inimă este burta rezultată în urma consumului de bere. Deci, bea bere, scap de burtă.
Numărul 2. Alături de cafea și ceai, consumul de bere reduce cu până la 35% riscul de a te îmbolnăvi de litiază renală, adică formarea de pietre la rinichi. Acest fapt se explică și prin creșterea diurezei, adică mai multe drumuri la baie și depozitelor, care se acumulează mai puțin dacă sunt evacuate mai des din rinichi. Așadar, vizitele în aer liber sau la WC în timpul petrecerilor cu bere nu sunt degeaba. Sunt felul organismului de a-ți arăta că se vindecă. Numărul 3. Principala problemă care duce la apariția bolilor neurologice este faptul că odată intrate în procesul de oxidare, adică de pierderea electronilor, ca urmare a unor procese chimice, în fine, celulele creierului se îmbolnăvesc și mor. Datorită prezenței unor factori puternici antioxidanți în hamei, dar și în cerealele din bere, consumul de bere pare că împiedică sau amână dezvoltarea unor boli ca Alzheimer sau Parkinson și per total îmbunătățește memoria. Foarte tare asta, chiar dacă nu-ți mai amintești mare lucru a doua zi, durerea aia de cap este de fapt felul neuronilor tăi de a se repara. De aia te doare capul, fiindcă îți crește creierul. Nu, glumesc, nu-ți crește creierul. Hameiul este o plantă utilizată pe scară largă pentru producția de medicamente, mai ales datorită unei substanțe numite xantohumol, care are un efect slab antiinflamator, însă amplifică efectul hormonilor estrogene, ajutând în simptomele menopauzei și prevenția apariției osteoporozei. Deci clar, efectele benefice asupra sănătății, însă nu știm ce facem cu sânii ăștia care cresc după ce consumăm în mod frecvent prea multă bere, deci alături de burtă. Dar hai să luăm partea mai bună, suntem mai sensibili, plângem la filme. Numărul 5. Datorită conținutului de vitamina B, silicon și polifenol, berea ajută la creșterea rezistenței oaselor și întărirea articulațiilor. Știu și eu foarte bine că după ce bagi 2-3 bere, ești super motivat să alergi, să ridici greutăți. Numărul 6. Berea este un aliment. Consumul de bere este purtător de macronutrienți, proteine, lipide și foarte mulți carbohidrați. Iar dacă ai băut bere din punct de vedere nutrițional, e ca și cum ai fi mâncat ciocolată neagră, fructe de pădure sau foarte multă pâine. Și da, datorită eliminării ei rapide și a golirii stomacului, te simți flămând. Nu din cauza că nu ți-ai luat suficientă energie metabolică din bere, ci pentru că ai eliminat-o. Berea te hidratează mai eficient, numărul 7, mai eficient decât orice altă băutură afară de apă. Berea conține 93% apă și datorită prezenței celorlalte componente, hidratează celulele corpului și ajută la sănătatea pielii și a aparatului urinar. În plus, una dintre cauzele mahmurelii este că alcoolul deshidratează celulele nervoase și produce acid lactic, care formează o sare în sânge. Consumul de bere ajută, se pare, la diminuarea simptomelor de mahmureală. Deci, cu o bere, cum spun experții, te dregi. Numărul 8. Într-un studiu din 2012 s-a pus în evidență faptul că dacă ai consumat bere pe parcursul zilei, ai șanse să dormi mai bine și mai profund în noaptea ce urmează. E de înțeles, nu cred că are sens să mai detaliez. Numărul 9. Berea conține colesterol în mod natural. Deși are mai mult fracția aia HDL, adică acel colesterol considerat bun, poate duce la creșterea lipidelor din sânge și apariția aterosclerozei. Deci, încă o dată, moderație. Și numărul 10. Berea a constituit un liant al oamenilor de pretutindeni și este recunoscut faptul că inclusiv în cele mai grele momente de război, de foamete, oamenii au rămas împreună și soldați și muncitori, elite, profesori, medici, asistenți, agricultori și au spus amarul la o bere și multe decizii importante au fost luate după bere. Așadar, oameni buni, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până la final și ați aflat astăzi, sper, câteva motive bune pentru a chiuli de la da cu aspiratorul sau a face curat în birou, fiindcă v-ați programat la tratament medical și dezbateri științifice cu prietenii la pub. Dacă ai sub 18 ani și te-ai uitat la clipul acesta, reține că spre binele tău nu este bine să consumi băuturi alcoolice de orice fel, deoarece încă nu știi cum să gestionezi efectele alcoolului, iar consumul de bere nu îți va aduce niciun beneficiu la vârsta ta. Din păcate, nu te mai întâlnești niciodată cu copilăria, nu o pierde și nu pierde nicio secundă din ea. Ai să ai timp toată viața de alte distracții. Acestea fiind zise, oameni buni, dacă v-a plăcut clipul, dați un like și mie o bere. Dacă nu v-a plăcut clipul, dați un dislike, nu mă supăr. Nu uitați să vă abonați, să atingeți clopoțelul de notificări sau plămânii de aici și să dați acest clip și altor prieteni sau soțiilor acestora. Pe Facebook, pe WhatsApp, pe Messenger sau oricum vă vine bine. Mulțumesc patronului acestui canal și vă invit și pe voi, dacă aveți posibilitatea, să ajutați canalul să crească printr-o donație pe Patreon. Promit că nu voi da chiar toți banii pe bere. În încheiere, camera mea se pare că a fost reparată și iată care este până la final. Țopăi de bucurie și îi mulțumesc prietenului Sorin că mi-a împrumutat aparatul său și vouă vă doresc
Să fiți sănătoși! La revedere! Pa!